Dosarul de înscriere la creșe sau grădinițe le-a dat activitatea peste cap medicilor de familie constanțeni. Părinții au dat buluc în cabinete pentru a solicita adeverințe din care să reiasă că micuții lor sunt clinic sănătoși. Tot pentru completarea dosarului la creșă a fost necesară și o trimitere de la medicul de familie pentru efectuarea testării la tuberculină. Pe lângă eliberarea adeverințelor, medicii au fost nevoiți să completeze numai puțin de 4 pagini, aproape ca la un dosar medical. Aceștia spun că le este imposibil să completeze aceste noi adeverințe, care necesită cel puțin un sfert de oră pentru fiecare copil. Anul ăsta s-a introdus un fel de atestat de intrare în colectivitate. Este un mic dosărel de 4 sau 5 pagini, care implică un examen de bilanț al copilului cu toate vaccinările. Copilul oricum face examen de bilanț în luna în care este născut. Pentru medicii care au preponderent copii pe listă, este un calvar, că această completare durează între 15-20 de minute. Mie îmi intră în colectivitate acum peste 200 de copii, ca urmare fac dosărele și închid cabinetul, că nu mai pot să dau și alte consultații. Completarea dosarului pentru creșe și grădinițe le-a dat bătăi de cap și părinților. Aceștia au avut nevoie de câteva zile să pună totul la punct. Adică copiii ar trebui mai strict triați la grădiniță, pentru că noi chiar am probleme de sănătate cu el din cauza celorlalți. Păi, adeverință de la medicul de familie, o cerere, certificatul de naștere. Există însă și grădinițele private care scutesc pe părinții de aceste inconveniente, dar contra cost. Taxa lunară variază între 600 și 950 de lei pentru cei care aleg programul prelungit și masa. Prin urmare, tariful minim este cel puțin dublu față de cel perceput de grădinițele de stat.